dragii mei, 2024 vine cu vești promițătoare pentru sănătate. În primul rând, soarele va guverna acest an ca și astru cu energie pozitivă. Spuneam vești bune și nu foarte bune. De aceea trebuie să fiți atenți datorită ocultației care va fi între luna albă la debut de an, care marchează sănătatea bună, și luna neagră, care va fi conjunctă, deci, cu luna albă în Fecioară. Acolo trebuie să fii atenți. De aceea, persoanele care se știu cu probleme digestive, ale aparatului digestiv, sau cu probleme cardiace și circulatorii, trebuie să fie cu mare băgare de seamă. În a doua parte a lui 2024, când luna neagră va intra în balanță, acolo persoanele care știu că sunt sensibile cu plămânii și coloana trebuie să acorde o atenție mai mare. Berbec, pentru voi 2024 vă atenționează asupra problemelor care ar putea să apară în zona alimentației, dietei. Deci trebuie să faceți mișcare, sport și trebuie să aveți o alimentație cât mai echilibrată. Asta în prima parte a anului. În cea de-a doua parte a anului, atenție la sănătatea unei persoane dragi. Taur, la voi prima parte a anului pare destul de temperată, doar că trebuie să fiți atenți la sănătatea celor mici. Abia în cea de-a doua parte a anului se pare că pot să apară ceva probleme care vă sâcâie de mai mult timp. Deci, rezolvați. Gemeni, anul debutează cu Mercur retrograd în Săgetător, de aceea tot ce ține de agitație, stres, trebuie să fie luate în considerație. Prin urmare, Racul va trebui să fie atent la deplasări. Dacă sunt cu folos într-o stațiune balneoclimaterică pentru sănătate, atunci e de bine. Dacă nu, se spune că agitația aceasta trebuie controlată și temperată, datorită disputelor care ar putea să apară cu alte persoane. Lemn, în cazul vostru, dragilor, anul are aspecte cât se poate de bune datorită soarelui, doar este patronul vostru. Dar leii, în egală măsură, pot fi vulnerabili în anul următor. Cei care se știu cu sensibilități mai deosebite să nu se culce pe urechi. Fecioara, mi-ar plăcea să vă dau vești foarte bune, dar o să vă spun așa că în 2024 una este caldă ca și veste, alta poate să fie rece. Deci feriți-vă de frig și mai ales fiți atente, fecioarelor, la ceea ce mâncați, pentru că este un an cu sensibilități în această zonă.